Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Diana Spătărel și vă prezint știrile după amiezii. Autoritățile urmează să dea astăzi un răspuns la solicitările fermierilor afectați de criză. Despre asta a anunțat ministrul agriculturii Vladimir Bolea la discuțiile pe care le-a avut în această dimineață cu agricultorii, după ce aceștia au amenințat din nou cu perturbarea circulației rutiere în Chișinău. Potrivit lui Bolea, în după amiaza zilei, autoritățile vor ieși cu soluții la problemele lor. Până atunci însă, tehnica agricolă rămâne parcată în piața Marii Adunări Naționale. Fermierii s-au adunat începând cu ora 10 în fața guvernului, iar la ora 11 urmau să pornească într-un marș prin capitală cu tehnica agricolă. În fața lor însă a ieșit ministrul agriculturii și a asigurat că până diseară autoritățile le vor da un răspuns la solicitările lor. Banii care astăzi, în aceste momente, Ministerul de Finanțe caută, ei nu aparțin Ministerului de Finanțe, nu aparțin Ministerul Agriculturii, nu aparțin domnului Recean, aparțin la tot poporul Republica Moldova. Noi trebuie să demonstrăm la toată lumea că este o strictă necesitate de repartizat acești bani care aparțin absolut la toți oameni, pensionari, copii, învățători, educatori, polițiști, agricultorilor, pentru a-i salva dintr-o situație gravă economică. Încercăm să rezolvăm problemele pe măsura pe care le avem. Președintele Asociației Forța Fermierilor susține că agricultorii așteaptă răspunsul autorităților până la ora 17. Deci suntem în așteptarea răspunsului domnului ministru împreună cu Ministerul Finanțelor, care va fi anunțat inițial. A mers vorba să mergem la dumnealui, iarăși la propunerea noastră, el o să vină în fața la toți agricultorii și o să anunțe care a fost luată decizia, despre ce sumă merge vorba și punctual o să stabilim modalitatea de redistribuire a acestor bani, fiindcă noi suntem siguri că nu o să fie suma toată, probabil, fiindcă, mă rog, situația într-adevăr este gravă, dar ce o să fie, o să vedem cum îi repartizăm între agricultorii mici și mijlocii. Menționăm că săptămâna trecută fermierii au avut o întrevedere cu premierul și ministrul agriculturii. Dorin Răcean le-a spus că bugetul este epuizat și nu pot fi alocate 700 de milioane de lei cerute de agricultori. Iar Vladimir Bolea a declarat că există o avalanșă de probleme în domeniul agriculturii, dar probleme sunt și în alte sectoare. Ulterior, fermierii au avut o întrevedere cu președintele Maia Sandu, șeful statului, și a asumat angajamentul ca maxim în două zile va lua legătura cu oficialii UE pentru a fi alocate fonduri financiare fermierilor. Nemulțumiți că nu au ajuns la un acord cu autoritățile pentru deblocarea situației din agricultură, fermierii au pornit în marș cu tractoarele prin capitală. Ulterior, ei au ajuns cu tehnica agricolă în fața președinției și parlamentului și au blocat traficul pe o bandă de circulație. În fața protestatarilor a ieșit președintele parlamentului Igor Grosu, care le-a promis fermierilor găsirea soluțiilor în acest sens. În data de 21 iunie, ministrul agriculturii s-a întâlnit la Bruxelles cu mai mulți oficiali europeni, printre care și comisarul european pentru agricultură, cărora le-a comunicat despre situația în care s-a pomenit sectorul agricol și a prezentat cifre, constatări și propuneri de acțiune privind atenuarea impactului economic al războiului din Ucraina asupra agricultorilor din țara noastră. Ministerul spune ulterior într-un comunicat că Comisia Europeană va studia calculele oferite de Republica Moldova pentru stabilirea gradului de afectare a agricultorilor moldoveni urmare a războiului din Ucraina. În baza analizelor vor fi examinate soluțiile de sprijin pentru sectorul agricol din țara noastră. Precizăm că Asociația Forța Fermierilor a transmis mai multe revendicări către guvern. Ei insistă pe semnarea unui memorandum cu executivul în care să fie indicate revendicările concrete ale producătorilor agricoli și termenii de implementare. Solicitările rămân aceleași, achitarea compensațiilor în mărime de 3.000 de lei per hectar, măcar la cerealele de primă grupă, plata datoriilor la subvenții, modificarea legii cu privire la rambursarea TVA și exportul prioritar al produselor moldovenești prin portul Giurgiulești. Mâine șefa statului va avea la președinție o întrevedere cu liderii partidelor care se declară pro-europene. Portătorul de cuvânt al președinției declară că acest lucru a fost solicitat de respectivele formațiuni politice după discuțiile cu Maia Sandu pe subiectul adunării din 21 mai. Iar noua temă abordată este identificarea unor noi modalități de conlucrare în vederea îndeplinirii agendei europene. Gotișan nu a răspuns care sunt formațiunile politice participante la discuție. Amintim că mai multe partide extraparlamentare
parlamentare au fost invitate în data de 8 mai la președinție pentru a discuta despre organizarea în 21 mai a adunării naționale Moldova Europeană. La dialog au fost prezenți reprezentantul Partidului Platforma de Aliviu Vovc, Ruslan Codreanu de la Partidul Puterea Oamenilor, Vasile Costuc de la Democrația Acasă, Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării Dorin Chertoacă de la PL, președintele CUB Igor Munteanu, Dragoș Galbor de la Partidul Național Moldovenesc și președintele Partidului Unității Naționale, Ana Guțu. Reprezentanții blocului politic Șansa, Obligații și Realizări Șor au semnat o declarație acord care stabilește scopurile de bază ale noii structuri. Potrivit unui comunicat, restabilirea încrederii cetățenilor în principiile supremației legii, unui stat de drept, oferirea soluțiilor pentru problemele din societate, protejarea Republicii Moldova de provocări și amenințări, precum și consolidarea eforturilor tuturor cetățenilor pentru a continua implementarea proiectelor inițiate anterior de Partidul Șor, sunt câteva dintre scopurile de bază ale blocului politic. Ilan Șor, coordonatorul acestei structuri, afirmă că toate aceste scopuri au fost stabilite pornind de la necesitatea continuării angajamentelor față de cetățeni, finalizării proiectelor sociale, economice și de infrastructură. Amintim că luni, politicianul a anunțat despre crearea noului bloc politic, Șansă, Obligații, Realizări, Șor, în contextul recentei hotărâri a Curții Constituționale, prin care formațiunea sa a fost declarată neconstituțională. Din noul bloc fac parte deocamdată două formațiuni politice. Este vorba despre Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei și Partidul Moldovenesc ai noștri. Inițiativa de a înregistra un bloc electoral cu denumirea Șor urmează a fi verificată minuțios din punct de vedere legal. Legea este clară, nu poate fi preluate denumiri ce creează confuzii, similitudini și duc în eroare alegătorii. Este comentariul ministrului de justiție expediat postului nostru de televiziune după ce Ilan Șor a anunțat despre crearea unui bloc politic. Decizia Curții Constituționale nu poate fi încălcată, iar în acest caz Comisia Electorală Centrală va evalua și lua o decizie privind înregistrarea concurentului electoral. Se mai menționează în mesajul ministerului. Luni, Ilan Șor a anunțat despre faptul că toate proiectele realizate până acum de Partidul Interzis Șor vor fi reprezentate de către blocul politic Șansă, Obligații și Realizări, Șor. Potrivit lui, decizia a fost luată după solicitările oamenilor care beneficiază de pe urma proiectelor realizate anterior de formațiunea sa și care cer continuitatea lor. Primele două partide care au aderat la bloc sunt Partidul Ai Noștri și Forța de Alternativă și de Salvarea Moldovei. În data de 19 iunie, Curtea Constituțională a admis cererea Guvernului cu privire la verificarea constituționalității Partidului Șor. Prin urmare, formațiunea politică a fost scoasă în afara legii. Avocații partidului, declarat neconstituțional, au spus că hotărârea curții este abuzivă și vor solicita tragerea la răspundere penală a judecătorilor care au adoptat această decizie. Hotărârea potrivit acestora va fi contestată la CEDO. Curtea Constituțională a refuzat să comenteze aceste declarații, iar judecătorul Domnica Manole a afirmat că este dreptul apărătorilor de a se expune. La rândul său, reprezentantul guvernului, avocatul Eduard Digure, a spus că decizia magistraților de a scoate Partidul Șor în afara legii este una istorică pentru democrația Republicii Moldova. După ce ieri Partidul Renaștere a propus ca judecătorii Curții Supreme de Justiție să fie aleși de către popor și a declarat că formațiunea politică pledează pentru instituirea unei curți a juraților, astfel încât poporul să fie implicat în mod direct în înfăptuirea justiției, reprezentanții Ministerului Justiției au venit cu o reacție. Responsabilul de comunicare cu presa, Daniel Hirța, ne-a scris într-un mesaj că soluția respectivă este din start neconstituțională, pentru că vine în contravenție cu prevederile articolului 116 din Constituție și standardelor din domeniu, care prevăd că alegerea judecătorilor are loc prin organele sale de autoadministrare, prin aplicarea de criterii obiective în scopul garantării că selectarea și cariera judecătorilor se bazează pe merite, ținând cont de pregătirea profesională și integritate.
Ea a precizat că premisele actuale ale țării noastre nu duc la concluzia oportunității recurgerii la o asemenea soluție radicală, care comportă, de fapt, un șir de riscuri. Mai mult, potrivit Ministerului Justiției, recent a fost demarată reformarea Curții Supreme de Justiție prin pachetul de legi adoptat de Parlament, ce prevede crearea unei noi curți din 20 de judecători, dintre care 11 vor fi din rândul avocaților și procurorilor și mediul academic. Producătorii moldoveni vor putea să exporte bunuri fără a plăti tarife vamale în țările membre EFTA, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Republica Moldova a semnat acordul de liber schimb cu Asociația Europeană de Liber Schimb, care conține aceste scutiri. Evenimentul a avut loc astăzi în Liechtenstein. Pe document și-au pus semnătura premierul Dorin Recean și ministrul economiei Dumitru Alaiba. Premierul Dorin Recean, dar și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Dumitru Alaiba au anunțat pe Facebook despre semnarea acordului de liber schimb cu Asociația Europeană de Liber Schimb, care întrunește țări precum Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Potrivit Direcției Comunicare și Protocol a Executivului, încheierea acordului va consolida cooperarea economică între state, va facilita comerțul cu bunuri și servicii, va reduce taxele vamale pentru exportul unor produse agricole moldovenești, iar țara noastră va elimina toate taxele vamale la importurile de produse industriale. Documentul cuprinde de asemenea prevederi legate de comerțul electronic. Negocierile acordului au fost precedate de o declarație comună privind cooperarea semnată noiembrie 2017, iar în perioada martie 2021-martie 2023 au avut loc 5 runde complete de negocieri și mai multe sesiuni de discuție la care au participat țările vizate. Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2022, valoarea importurilor și a exporturilor dintre Republica Moldova și statele EFTA a fost de 122,84 de milioane de dolari. Ministerul Economiei precizează că principalul partener comercial al Republicii Moldova din țările EFTA este Elveția, cu circa 81% din fluxurile comerciale, precum și Norvegia, cu circa 14,7% din fluxurile comerciale. Principalele produse moldovenești exportate pe piața EFTA sunt cerealele, uleiurile, fructele, nucile, produsele de panificație, vinurile și textilele. Din 1 iulie cresc amenzile pentru amatorii de a goni pe șosele. Cu cât mai mare este viteza, cu atât mai dură este și sancțiunea. Șoferii care depășesc limita admisă cu mai mult de 60 de km la oră vor rămâne fără permisul de conducere pe loc, pe o perioadă de la 150 la 180 de zile. În decursul unui an, același șofer riscă să piardă carnetul de la depășirea de 40 de km la oră. Potrivit noilor prevederi, depășirea vitezei cu între 10 și 20 de km la oră se sancționează cu amendă ce pornește de la 600 de lei și ajunge la 900 de lei și 3 puncte de penalizare. Pentru depășirea cu mai mult de 40 de km la oră se aplică o amendă ce variază între 900 și 1200 de lei, cu 4 puncte de penalizare. Iar cei care vor avea cu mai mult de 60 de km la bord riscă să rămână fără aproximativ 1800 de lei și să încaseze 5 puncte de penalizare. Pentru o viteză mai mare, cu între 60 și 80 de km la oră, șoferul va fi sancționat cu peste 2000 de lei și 6 puncte de penalizare și suspendarea dreptului de a conduce de la 60 la 75 de zile. Cei care vor avea cu mai mult de 80 de km la oră vor fi pedepsiți cu o amendă ce pornește de la 3750 de lei și ajunge la 5000 de lei, cu 7 puncte de penalizare și suspendarea dreptului de a conduce de la 90 la 105 zile. Pentru depășirea repetată în timpul unui an calendaristic cu 60 de km la oră și mai mult, amenda constituie până la 10.000 de lei și suspendarea dreptului de a conduce până la 180 de zile. Tot din 1 iulie intră în vigoare și pedepsele mai dure pentru șoferii care nu acordă prioritate pietonilor, iar a doua încălcare în decursul unui an calendaristic va duce la suspendarea permisului de conducere. O altă modificare se referă la proprietarii de mașini care permit ca propriul automobil să fie condus de persoane fără carnet sau cu acesta suspendat. Asemenea, șoferii riscă o amendă de la 12.000 la 15.000 de lei, fie muncă neremunerată în folosul comunității de până la 60 de ore, fie arest contravențional pentru 15 zile.
A decedat după ce a fost călcat de remorca motocultorului. Astăzi dimineață, poliția din Vulcănești a fost anunțată de referitor la un accident în satul Cișmichioi. Potrivit comunicatului de presă, la fața locului, oamenii legii au stabilit că un bărbat de 66 de ani, în timp ce conducea un motocultor, a căzut de pe acesta, iar remorca a trecut peste el. În urma traumatismelor primite, bărbatul a murit în drum spre spital. Cazul este anchetat în cadrul unui proces penal pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Poliția amintește repetat că neglijența normelor rutiere poate duce la tragedii, indiferent de mijlocul de transport condus. Solidaritatea oamenilor din țara noastră nu are margini, o spune vestita antrenoare de hipism Tatiana Argint, al cărui grajd în care își ținea caii a ars ca o torță acum o lună și jumătate. După ce postul nostru de televiziune a prezentat tragedia într-un reportaj, oamenii cu inimă mare au sărit să o ajute pe vestita antrenoare, mărturisește chiar ea. În ziua incendiului, flăcările au nimicit nu doar încăperea și hrana animalelor, dar și echipamentul de echitație. Astăzi, clădirea a fost restabilită, însă acoperișul a fost pus doar în proporție de 50%. Mai rău, pe timp de ploaie, animalele stau sub cerul liber. Renumita antrenoare de hipism, Tatiana Argint, a trimis redacției noastre imagini video în care face un ultim apel către oamenii cu inimă mare și spune că, datorită ajutorului lor, toată munca a fost făcută și a reușit multe să restabilească, însă grajdul a rămas încă descoperit pe jumătate. Люди добрые, мы очень сильно помогли, да? Один рывок, пожалуйста, у кого есть доушный шифер, 8-волновой, очень прошу вас, очень надо. Cu toate că a avut de suferit în incendiu, când s-a aruncat în flăcări să scoată animalele din încăperea care ardea ca o torță, antrenoarea a refuzat internarea la spital pentru că nu avea cine să aibă grijă de animalele ei. Din ziua incendiului, Tatiana doarme mai mult în grajd, lângă caii săi, ca să înceapă lucrul dis de dimineață și să aducă cât mai repede încăperea la starea de altă dată. Ziua ei începe cu hrănitul și adăpatul animalelor, apoi se apucă de rost pereții. Вот так это выглядит изнутри. Стены я уже практически почистила. Остался только кусочек. Cu toate că mai este de lucru, Tatiana spune că este fericită că oamenii nu au lăsat-o singură în fața greutăților, iar la necaz au sărit în ajutor zeci de necunoscuți, care acum i-au devenit prieteni. Unii dintre ei au donat bani sau furaje, iar alții s-au prins voluntari pentru restaurarea încăperii animalelor. Cei care au rămas impresionați de povestea antrenoarei și vor să o ajute pe ea, dar și pe caii ei, o pot face prin transferuri de bani direct pe cardul său bancar, afișat pe ecran. Pentru alte detalii puteți lua legătura direct cu antrenoarea la numărul de telefon 079-56-3418. Patru persoane au avut nevoie de ajutor săptămâna trecută după ce au făcut insolații. Despre asta informează Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Cazurile s-au produs în regiunea centru a țării, două persoane de sex masculin din raionul Hâncești la data de 23 și 24. În municipiul Chișinău, la fel, au avut loc două cazuri înregistrate în rândurilor minorilor în sectorul Buican și Rășcani. În toate cazurile, după evaluarea pacienților, a fost stabilit diagnostic prezumtiv insolație de gradul 1 și acordată asistență medicală de urgență la etapa de prespital. Ulterior, pacienții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale corespunzătoare. Pentru prevenirea insolației, specialiștii recomandă consumul apei, dușurile sau pulverizarea cu apă de pe piele și haine, care, apropo, trebuie să fie de culoare deschisă, lejere și din material natural. Ajută și pălăria cu boruri largi. De asemenea, trebuie evitat alcoolul și cafeina, dar și soarele în intervalul orelor 11-16. Mai sunt indicate fructele în stare proaspătă și o dietă ușoară. În zilele fierbinți se recomandă să faci activități în interior și să nu practici exerciții sportive intense. CNAMUP mai spune că toată săptămâna trecută ambulanțele au deservit peste 13.000 de solicitări, cu aproape 250 mai puțin decât în cea precedentă. După acordarea asistenței medicale urgente, aproape 6.000 de pacienți au fost transportați la spitale. În perioada de referință, paramedicii au fost chemați pentru urgențe cardiovasculare, inclusiv sindrom
coronian acut, neurologice, inclusiv accidente cerebrale vasculare, traumatologice, respiratorii și infecțioase. Echipele de doctori au fost solicitați și la 56 de accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 66 de persoane. Totodată au fost înregistrate peste 100 de urgențe generate de mușcături de animale și înțepături de insecte, combustii și electrocutări. Fenomen surprinzător la o maternitate din capitală. 9 cupluri de gemeni s-au născut săptămâna trecută la Institutul Mamei și Copilului din capitală. Săptămâna trecută a fost una deosebită. Numai puțin de 9 cupluri de gemeni au venit pe lume în această perioadă, un fenomen destul de rar întâlnit. Mamele, cât și cei 18 nou născuți care au venit pe lume atât pe cale naturală cât și prin operație cezariană, se simt bine și majoritatea au fost deja externați la domiciliu, a anunțat Institutul pe 26 iunie. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile după amiezii. Cu principalul buletin de știri al zilei vă aștept la ora 18:45. Pe curând!